În Înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul romanului și bacăului, a binecuvântat astăzi așezământul social-filantropic Sfinții Împărați și Sfânta Parascheva din parohia Hociungi doi județul Neamț. Tot cu acest prilej, ierarhul a sfințit altarul de vară al parohiei și un lumână rar. Înalt preasfinția sa a oficiat Sfânta Liturghie și le-a vorbit credincioșilor despre semnificația învierilor săvârșite de Mântuitorul Hristos. Viața aceasta este coruptibilă. Deci noi murim și după aceea trebuie să înviem. Acea înviere a fost și aceea tot ori animare, pentru faptul că Lazar a înviat pentru a mai muri odată, el a mai murit odată, însă Hristos a înviat pentru faptul că este consistența vieții, nu poate viața să stea în morminte. El era viu și în moarte, putem spune, este foarte profund. Să fii viu și în moarte, să iubești murind, să scoți din străfundurile iadului pe cei care erau acolo ascunși, până la învierea lui Hristos, e bine, este un mare miracol al Dumnezeu pentru noi. Deci înscrieți-vă în acest plan al lui Dumnezeu, al reînvierii și al reanimării noastre, repunerii noastre pe drumul către înviere. Părintele Paroh a fost ridicat la rangul de iconom stavrofor. Totodată, în alt preasfinția sa, a acordat distinții de vrednicie primarului Comunei Moldoveni și tuturor celor care s-au implicat în desfășurarea lucrărilor ne-am bucurat cu toții de ceea ce s-a întâmplat astăzi aici, dar să știți că de trei ani de când tot vizităm această parohie, an de an am observat toate aceste schimbări care s-au făcut, toate aceste transformări, dar acestea au fost pe de o parte truda Părintelui, dar alături de Părintele Pristavu, de fiecare dată, am văzut și enoria și acestei parohii. Nu ați sfințit doar aceste locașuri, ci și câmpul acesta bogat. Oameni muncitori, oameni silitori, oameni vrednici. Și iată că toamna a venit, așa a fost și bogată și ați binecuvântat și roadele pământului. Sigur, faptul că astăzi am fost împreună ne-a făcut mai buni. Atitudinea noastră, în schimb, ne-a făcut să fim mai aproape de Dumnezeu, să fim mai credincioși, mai plin de evlavie și de milostenie. Altarul de vară sfințit astăzi a primit hramul izvorul tămăduirii, iar lumânărarul a fost așezat sub ocrotirea sfintei cuvioase Casiana Imnografa.